Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna 14 august, 20 august, o săptămână cu aspecte benefice ale lunii, ale planetei Marte, dar totuși cu o lună nouă, în leu, cu un aspect frustrant între lună și Uranus, Venus, Uranus, dar și Soare, Uranus. Haideți să vedem această săptămână cu ce noutăți vine pentru voi. Un paj de spade. Am putea spune că pentru voi important este, să zicem, o inspecție, o verificare, un control. Poate că o femeie din anturajul vostru cu ascendent zodie, lună plină în vărsător sau în gemeni, a vorbit cam mult și atunci aveți această inspecție. Haideți să vedem, voi, iată, așteptați să primiți niște bani, dar totuși nu prea sunteți fericiți. Deci, așteptați să primiți niște bani. Bani care vă permit să aduceți, eu știu, niște schimbări în viața voastră personală. Poate să urmați niște cursuri superioare, poate să cheltuiți niște bani pentru voi personal, pentru lux, bun gust. Deci, acesta ar fi nouă de monede. Acești bani au o sursă misterioasă, secretă. În schimb, fericirea pentru voi, nu am putea spune că sunteți fericiți, din contră, ați avut poate niște probleme sau am zice că este o viață grea din punct de vedere al iubirii, al creativității, al educației copiilor, al distracției. Poate că vă doriți, dar nu vă permiteți acum. Deci ceva se întâmplă, este un aspect destul de tensionat acest, în loc de să vă distrați, 10 de spade, nu e deloc benefic. Deci nu aveți parte de distracție, mai repede de suferință. În schimb, totuși legat de urmarea unor cursuri, de studii, de cunoaștere sau chiar de o călătorie, voi primiți niște bani, bani care sunt ceva peste față de salariul pe care îl luați, dar sunt bani pentru munca voastră. Bani pe care voi știți să-i împărțiți foarte bine, astfel încât să vă permiteți o călătorie. Asta reprezintă aici acest doi de monede. Ori plătiți un curs, plătiți niște studii, ori plătiți o călătorie, să zicem, pentru a vă dezvolta cunoașterea spirituală. Resursele. Locul de muncă și cariera. În resurse, în primul rând, prințul de cupe arată un aspect, să zicem, legat de o persoană. Dacă sunteți o persoană foarte tânără, puteți fi și voi. Dacă nu, poate să fie un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești. Dar este un bărbat care călătorește foarte mult și cheltuie foarte mult. Și s-ar putea ca acest lucru să vă influențeze resursele, să vă influențeze bunurile. Pentru o persoană mai în vârstă, gândiți-vă la un copil, la un nepot, la cineva care rămâne cam fără bani foarte repede și apelează la ajutorul vostru, la resursele voastre. În schimb,
legat de locul de muncă sau de sănătate, voi vă folosiți acea forță interioară, intuiția, iubirea, creativitatea, astfel încât să puteți să țineți o situație sub control. Chiar dacă este o problemă de sănătate, voi vă mobilizați trup și suflet și veți depăși această situație. Veți ține totul sub control. Sau dacă este o problemă financiară, la fel, veți ține totul sub control. Puteți să vă descurcați. Aveți această forță care vine din interiorul vostru și vă ajută să faceți față situațiilor dificile. În schimb, în carieră aveți un împărat. Vorbim de un bărbat în vârstă, cu ascendent zodie în berbec, dar este un bărbat care încearcă să vă ajute. Își dorește acest lucru, să vă ajute, vă dă un sfat, încearcă să vă susțină, chiar poate să promită să lupte pentru dreptate, pentru adevăr, pentru voi, pentru a vă susține. Întotdeauna împăratul, am putea spune, este o persoană care este foarte preocupată de oamenii lui, de persoanele din jurul lui, persoanele care apelează la el. Întotdeauna încearcă să vă protejeze. Și comunicarea, contracte, relații. În această comunicare aveți aici cinciul de monede. Poate că sunteți tentați să faceți, eu știu, o achiziție sau o investiție sau, eu știu, să încercați să faceți o afacere sau să considerați că faceți ceva benefic atât pentru voi cât și pentru o altă persoană. Vorbim de o persoană apropiată, fie că este vecin, frate, ver, dar aici aveți o pierdere. Am putea spune, voi sunteți cei care dați banii, ceilalți nu-i dau și nu recuperați de la ei acea parte sau, din contră, dați niște bani și nu primiți nimic în schimb. Legat de un contract, s-ar putea ca voi să fi făcut un proiect unde ați muncit foarte mult, dar totuși ați făcut și greșeli în acest proiect. Vă asumați greșelile, dar problema este că nu primiți banii pe care i-ați sperat, deci voi ați sperat așa și primiți mai puțin. Dar promiteți că pe viitor veți rezolva această situație și nu o să mai greșiți. În schimb, relațiile voastre de prietenie sau de protectorat sunt cu o regină de spade. Vorbim de o femeie în vârstă, cu ascendent zodie, lună plină în balanță, o femeie care este intuitivă, este creativă, este o femeie comunicativă, dar totuși este o femeie care poate să vă ofere niște idei, niște soluții. Puteți comunica cu această persoană, dar totuși niciodată nu puteți să ajungeți la inima ei sau, am putea spune, să-i cunoașteți toate sentimentele și să aflați mai multe lucruri despre ea. Dacă încercați acest lucru, s-ar putea să ajungeți să o urți. Deci totuși este o persoană tot la fel rece mentală. Merge ca și cum este regele de spade. Mergem mai departe. În familie voi, poate unii dintre voi veți merge să vizitați un părinte și veți întâlni persoane din trecut. Persoane cu care ați colaborat, ați fost poate prieteni, dar cumva timpul va rupe această legătură. Deci întâlniți persoane din trecut care vă aduc bucurie. Deci este o revedere. În schimb, schimbarea, transformarea pentru voi este o furie.
s-ar părea că veți avea o ceartă cu cineva. O ceartă unde am putea spune că veți spune tot ce ați acumulat, toate nemulțumirile, dar și cealaltă persoană va proceda la fel, astfel încât veți ajunge la o ceartă destul de urâtă, care nu lasă loc de împăcare. Acest 5 de spade arată furia și sfatul este: încercați să nu vă răzbunați. Regele de băte în poziția casei a 12-a poate să fie vorba de un sacrificiu sau de un lucru secret, o relație pe care nu o divulgați, o țineți secretă, cu un bărbat care are ascendent zodie în leu. Un bărbat care promite să vă ajute sau sperați să fiți ajutați de acest bărbat. Trebuie totuși să fiți foarte atenți că el întotdeauna își urmărește scopurile lui. Pe urmă, poate să-i ajute și pe ceilalți. Deci, poate fi vorba și de o relație de iubire pe care o țineți ascunsă, dacă sunteți o femeie. Cam aceasta ar fi citirea pentru voi. Aveți acest 10 de spade unde clar aveți o nefericire, o pierdere într-o mică afacere, ceva, sau sunteți furați. Și totuși aveți și o această ceartă. În rest, este o săptămână, să zicem, cu arcane majore benefice, adică atât forța cât și împăratul sunt arcane benefice majore. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați sau să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!